ne-am întors. Bubuie nervii în coaliția asta de guvernare, dar e un joc politic început pe la 10 azi dimineața, așa, într-o dimineață răcoroasă de toamnă. Apare Ciucă, domne, nu e bine să mințim oamenii cu aceste majorări de pensii. Apare Boloș că el nu semnează legea pensiilor. Urmează ședința de guvern întârziată 2 ore. Ministra Muncii face o criză de nervi în fața ziariștilor pe holurile Palatului Victoria. Se apucă de ședință de guvern, după o oră și ceva o suspendă încă o oră pentru că n-au avizul CES-ului și pentru că Boloș continuă să se lamenteze că el nu are bani și încearcă să facă pe responsabilii liberali. Asta e o telenovelă astăzi politică, dar care e despre banii noștri și despre pensiile românilor. Mai mult decât atât, astăzi, guvernul României, în umbra acestui scandal, a aprobat mai multe memorandumuri prin care mai multe instituții sunt scutite de la limitarea cheltuielilor, printre care și instituția prezidențială, că doar mai are de zburat președintele nostru al tuturor, o grămadă mai are de zburat vreun an de acum încolo. Asta în vreme ce spitalele anunță prin manageri că vor fi decese, pentru că bugetele sunt și de 300 de lei pe o lună întreagă. Iar, ca să fie circul complet, sindicaliști și angajații de la Casa Națională de Sănătate vorbesc despre sistarea totală a plăților în sistemul de sănătate la spitale publice, private, farmacii, producători, începând cu 12 noiembrie. Bani nu sunt. Dar e mult circ. Despre cum motivează Boloș, o să vorbim un pic, pentru că vorbește despre creșteri de taxe și risc de suspendarea banilor europeni. Alături de noi Cătălin Drulă, președintele USR. Bun găsit, Cătălin Drulă! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cătălin Drulă, a fost o zi lungă, mă rog, s-a reluat acum puțin timp această minunată ședință de guvern, cu scandaluri, cu crize de nervi, cu așa un joc din ăsta politic, i-a apucat responsabilitatea pe liberali. Realitatea însă este că nu sunt bani. Ministra Muncii dă un impact bugetar, ministrul de Finanțe are alt impact bugetar și motivează un eventual aviz pozitiv prin creșteri noi de taxe și impozite la anul. Cum stăm de fapt? Ioana Constantin, ce vedem în aceste zile, ce am văzut astăzi, este exact punctul în care avertizam că se va ajunge. Cred că am avut cel puțin 3-4 dialoguri chiar în emisiunea ta de-a lungul timpului, în ultimii 2 ani, în care spuneam că vom ajunge aici, pentru că au devalizat bugetul țării, au crescut cheltuielile fără limită pentru a hrăni clientela de partid și acum suntem în fața unui faliment programat al României, pentru că ceea ce se întâmplă cu bugetul de stat, acest uriaș deficit care trebuie finanțat din împrumuturi, ne va duce într-o situație în care România să ajungă colaps financiar în 2025. Deja încep să o recunoască, deși acest efect este subestimat, pentru că marele plan ăsta este să treacă 2024 cum or trece, iar în 2025 ne așteaptă dezastrul. Creșteri uriașe de taxe, distrugerea economiei în plus față de cât au făcut-o până acum, multă suferință a populației și sărăcire. Ăsta este planul unui guvern irresponsabil care ne pune pe o traiectorie, da, să spunem că bagă România din punct de vedere economic în vrie, da? Intrăm într-un picaj și nu se poate termina nici cum bine. Asta este consecința irresponsabilității la guvernare. Apropo de mult trâmbițata stabilitate, asta este orice numai stabilitate, nu. În momentul în care iei o economie în regulă, iei o situație bugetară doar, să spunem, ușor îngrijorătoare și o duci în colaps și într-o situație gravă în care probabil vom ajunge la unde am mai fost, acord cu FMI și așa mai departe. Chiar astăzi am trimis, în calitate de președinte al USR, de lider al opoziției din România, o scrisoare Comisiei Europene, Comisarului pentru Justiție, Comisarului pentru Economie, pentru a-i informa suplimentar față discuțiile pe care le-am avut deja despre ce face guvernul României, care a distrus bugetul țării, a încălcat orice normă și regulă de prudență în cheltuirea banului public. Știi foarte bine, s-au alocat până acum, colegii mei au făcut un centralizator, până ieri se alocaseră 8 miliarde de lei prin fondul de rezervă, de la o valoare inițială a acestui fond de 0,7 miliarde. Deci, practic, au crescut de 11 ori
fondul de rezervă și de acolo, prin hotărâri de guvern, Marcel Ciolacu, trecând și ocolind mecanismele constituționale, ocolind Parlamentul, a dat numai puțin de 51 de hotărâri de guvern pentru a aloca din fondul de rezervă. Un mecanism folosit fără precedent în premieră în România, un mecanism de ocolire a Constituției, aș putea zice că probabil chiar și pe vremea lui Ceaușescu, premierii lui guvernau cu mai mult respect față cel puțin de normă. Da? Deci Marcel Ciolacu guvernează România acum pe persoană fizică, el dă bani cui vrea, Parlamentul este scos din schemă, iar tot acest mecanism paraconstituțional se bazează pe faptul că ordonanțele de urgență sunt depuse în Parlament și niciodată adoptate, astfel încât opoziția nu are oportunitatea de a-l ataca la Curtea Constituțională, da. Cunosc toți românii ce se întâmplă de la faimosul 11, da. Iar avocatul poporului stă și se uită cum acești responsabili distrug bugetul și economia României. Cătălin, am făcut